Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a analizat riscurile determinate de oprirea lucrărilor la barajul de la Mihăileni. În urma discuțiilor, prefectul Călin Marian i-a informat pe cei prezenți la ședință că împreună cu Consiliul Județean Hunedoara s-a stabilit ca secretariatul tehnic al comitetului să pregătească un memorandum privind problemele apărute la Mihăileni, document care va fi transmis după aprobarea membrilor comitetului lui județean pentru situații de urgență către autoritățile și instituțiile publice centrale care ar putea debloca situația generată de oprirea lucrărilor pentru finalizarea barajului.